Globalismul a schimbat lumea într-un fel pe care mi-e greu să-l definesc. Mi se pare că se apasă prea mult pe teme fără substanță, în detrimentul adevăratelor valori, până la politizarea lor, până la punerea lor pe agenda publică. Unul dintre derapajele acestei lume e apelul mai insistent și mai supărător ca oricând la toleranță. Trebuie să tolerăm orice, dacă nu tolerăm, suntem niște retrograzi, conservatori, eventual suntem comuniști. Toleranța în numele unei iubiri al cărei înțeles e pierdut. Nu mai știm ce iubirea, dar tolerăm în numele ei și avem conștiința în păcat. Trăim în lumea caricaturilor globalizat. Aici mici așezări umane care spun minorități și clamează violent dreptul la recunoașterea unei majorități debusolate, lipsite de criterii. Dincolo, cineva filmează revoltat cum altcineva e bătut. În loc să intervină să ajute, are grijă să încadreze cât mai bine scenă. Apoi, revoltat, postează filmul pe rețelele de socializare. În capul lui a făcut un bine. Tipologiile sociale se schimbă cu viteza luminii și au tendința nesănătoasă de a se impune în numele unei toleranțe tâmpite într-o societate în care ciudățenia e normă. Mi-a plăcea să dau pagina, dar pe pagina aia așa era o figură de stil, nu mai era nimic. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Am vrut să arătăm și noi că am putea fi intelectual chiar dacă nu e cazul. Să-l avem în studioul nostru în seara aceasta pe președintele Academiei Române, Ion Aurel Pop. Mulțumesc că, pentru că ați acceptat invitația. Am făcut o emisiune, aș spune, antologică în perioada în care eram închiși în case. E absolut. Și mi-aduc aminte cu drag de acea emisiune. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am dat un titlu interesant, zic eu, patriotism și globalizare. Trăim vremuri ciudate, dar vremuri interesante, vremuri unice pentru România și cât că pentru lume. Cum le-ați defini? Cum ați defini pandemia, dar și această lume ciudată a globalizării? Da, e o lume amestecată și trebuie să vă spun că și îngrijorătoare, mai ales pentru cei care avem o anumită experiență de viață, dar nu atât de îngrijorătoare încât să nu ne dea speranțe de viitor. Fiindcă eu, ca istoric, am văzut multe, nu cu ochii mei, de-a dreptul, nu ca martor ocular, dar prin experiențe, prin accesul la izvoare. Eu cred că globalizarea, care a început în rădăcinile ei după al doilea război mondial, dar prin anii 80 s-a accentuat, e un fenomen care a fost gândit prost. Părinții globalizării și-au închipuit că pot transforma lumea într-un sat mondial, ștergând orice urmă de localism și mai ales de sentiment național. Și identitate până la urmă. Și de identitate. Chiar ideea de a impune o limbă unică, de a uh, uniciza, să spunem, obiceiurile, tradițiile, mâncarea, veșmintele, toate astea s-au întors împotriva inițiatorilor. De ce? Pentru că patriile și națiunile nu au fost fondate prin decrete ale unor parlamente, prin hotărâri luate de sus. S-au născut organic de-a lungul timpului, prin acumulări. Eu nu sunt adeptul generațiilor spontanee și, ca să faci o națiune, e nevoie și de munca intelectualilor. Dar ea nu se naște de sus. Cei de sus, elitele, pot să dea o direcție, pot să orienteze. Dar cursul pot trebuie să fie să unul convingă, organic. Dar unul... cursul trebuie să fie unul organic. Și adepții globalizării forțate și-au imaginat că pot șterge orice identitate, orice sentiment local ca să construiască probabil o lume ideală, să ar fi gândit unii dintre ei. Acum, lumea asta pe care ei au gândit-o s-a dovedit un castel de nisip și se întoarce practic împotriva lor. Sunteți optimist. Eu spune că din potrivă. Sigur că nu au reușit să ajungă până la schimbarea identității. Da? Putem vorbi despre asta, că identitatea mai există da. cam peste tot. Dar eu vreau să vă spun că există expresii uh, globalizatoare sau globaliste care se aud în Sigur. fiecare țară. În discursul politicienilor, al uh, organizațiilor și așa mai departe. Există asta în momentul ăsta. Nu puteți e adevărat, dar prin câțiva lideri mondiali și aici îl pomenesc numai pe liderul Americii, de pildă, ideea că America e a americanilor și că trebuie să fie great, glorious din nou, e o idee pe care au rostit-o președintele Monroe la începutul secolului XIX, când se formau și se afirmau națiunile, secolul XIX pe secolul națiunilor. Cumva roata istoriei se întoarce, ideea că America trebuie să fie din nou mare, bazându-se pe valori americane, e o idee care nu prea dă apă la moară globalizatorilor, vreau să spun. Deși, cum spuneți dumneavoastră, există destui... Păi există Biden care e, sigur vine, că, dar, pe și acum vine pe partea globalizării. Firește că și din punctul de vedere al naționaliștilor s-au făcut erori, pentru că eu dacă sunt naționalist... Înseamnă că îmi iubesc națiunea, dar nu înseamnă că urăsc alte națiuni. Aici se face o eroare. Se confundă naționalismul câteodată cu șovinismul și cu xenofobia. Ori cei mai mari naționaliști, mai generoși de pe lumea asta, inclusiv români, au fost niște oameni care și-au iubit propria națiune tocmai ca să poată iubi alte națiuni, să poată iubi și alte națiuni. Lumea asta, noi mai facem parte din ea, generația mea, generația dumneavoastră. Ne mai regăsim într-un fel pentru că în fiecare zi auzim de political correctness. E o lume androgină, din punctul meu de vedere, din tot ceea ce vedem astăzi. Da. Vedem că în America au început să cadă statuile. Da. Cum, cum ați vedea, într-o scurtă descriere, această lume și în ce măsură președintele Academiei Române se regăsește în ea? Nu mă regăsesc pentru că mi se pare că această lume atacă bazele democrației. Lumea s-a construit pe democrația greacă ateniană care s-a tot expandat, a făcut un experiment în Roma antică, chiar în Evul Mediu am avut anumite mărturii, iar în epoca modernă a dat naștere modernizării, bumului pe care l-am trăit câteva secole. Or, a considera că o minoritate de orice fel, poate să dea tonul în lume, înseamnă răsturnarea valorilor democratice. Democrația se bazează pe faptul că majoritatea decide, iar minoritatea, ca să funcționeze societatea, se supune regulilor votate de majoritate. Almiteri, răsturnăm lumea și o aruncăm într-un haos, într-o dezordine. Orice ce se discută astăzi despre marginali, despre minoritățile sexuale, despre alte tipuri de minorități, E absolut legitim. În orice societate democratică, orice grup trebuie să aibă loc. Dar când se iau hotărâri în numele unui grup minor și se impun acele, acele hotărâri Majoritate. majorității, înseamnă că nu funcționează că tot... bine societatea. Da, vă rog, vă rog. Nu, asta vreau să spun. Uh, sunteți de acord cu căsătoria între persoane de același sex? Sau nu să vă întreb. Nu, mie Putem mi se, tăia și Mie mi se pare că se pot, găsi, se pot găsi alte soluții. Oricum, pentru societatea românească. Eu nu sunt de acord. Așa ceva este. să înfieze copii. Complet ieșit căsătoria din. Căsătoria sau ghilimele, cum îi zice, că acum s-a găsit o formulă între două persoane de același sex? Da. E treaba lor și viața Eu lor. Eu vă spun că ex, experiment istoric. Nu sunt de acord. Mm. Perpetuarea omenirii. De când există ea și din. Nu, nu vorbesc de căsătorie. Forma unei uniuni civile. Da. Nici cu asta. Nu, nu. Dar vreau să vă spun un lucru. Oamenii au putut perpetua specia umană ca să vorbesc în limbaj darvinist și nu religios. Pentru că bărbatul și femeia au făcut un cuplu. N-am găsit vreun exemplu în istorie în care omenirea să meargă mai departe prin cupluri de același sex. Prin urmare, e la mintea cocoșului un lucru absolut rațional. Sunt și normal. total de acord normal. cu ceea ce spune astră. Eu mă gândeam, vorbeam despre o... Cum e asta? O asociere civilă, cum se cheamă? Are o denumire. Domnul tu, că acum dacă și papa de la Roma m-a văzut în păi ultimele vedeți? zile... ce naibii. Că a devenit așa de milos și de înțelegător cu toată lumea încât acceptă. Hai să zicem, trebuie să trăiască toți oamenii pe pământ și nu-i putem discrimina pe anumite criterii. Au un loc sub soare și papa, într-un fel, a spus că și ei sunt fiii Domnului. Și sunt fiii Domnului. Și trebuie să trăiască. Dar exhibarea în fața. A, asta publicului e larg, sunt împotriva, total împotriva A publicului. A unor. Aici cred că e păcătuit mai mult decât uh, uh, ar face oricine altcineva. Apropo de exhibarea. Eu am predat asta. în Statele Unite, auziți? Că... începând da. cu anul 91. Și pe un autobuz scria: Homosexualii sunt ființe normale. Și o femeie în vârstă, pe care eu am ajutat-o pentru că nu putea trece o treaptă, se uita acolo și m-a întrebat, în englezești, da, în da, firește, da, da eram sorry. în America, ce părere am? Și zic, mă mir, eu sunt din Europa de Est și era 1991. Era zice, maică, ascultă-mă pe mine, zice, și ceilalți sunt normal, dar nu scriu asta pe autobuze. Da, e un exemplu foarte bun. Uh, nu, dar chestia asta cu înfierea de copii mi se pare că trece dincolo de orice limită. Asta e o pervertire a realității concrete aici, pe care... Aici, o... apropo de uh, căsătoria în sine, la fel, da, se poate discuta, însă, într-adevăr, cred că agresiunea, agresivitatea cu care se fac toate aceste lucruri, mai ales de comunitățile respective și mi-asum lucrurile astea, este una... Una care deranjează foarte tare. Absolut. Este ieșită din comun. Uh, domnule președinte, noi am discutat la prima emisiune, n-am început foarte bine, sincer să fiu, că am ajuns într-un într-un punct destul de, să spunem, sensibil în da. general în societatea românească, dar de-aia există Marius Stucă Show să discute, sau la Marius Stucă Show să se discute despre toate. Uh, am discutat în pandemie. Cum vi se pare România astăzi, în plină pandemie, epidemie? că acum suntem de 100 de ori mai loviți decât atunci când ni se părea că e sfârșitul lumii, să fim sinceri cu noi. Suntem și noi șocați, cred, ca toată lumea, dar riscăm, riscăm să creem o psihoză. Și asta, asta, nu e bine pentru că societatea trebuie să funcționeze. Lumea și imaginează că ne -a... majoritatea oamenilor, după cum aud la unele posturi de televiziune și după cum văd reacțiile unora dintre autorități, că suntem în fața unei catastrofe și că nu vom mai putea ieși ușor din această catastrofă. Eu vreau să vă spun un lucru ca istoric. Mie nu-mi place nici numele de pandemie, eu aș numi o epidemie. De-a lungul istoriei omenirii au fost atâtea epidemii încât nu se pot enumera. Cele mai grave au fost de ciumă și de holeră, dar au fost și altele. E, să nu ne închipuim că numai noi purtăm mască sau viziera asta pe care o afișează unii, să știți, la Veneția în secolele medievale, dar la începutul epocii moderne, până în secolele 16 și 17, erau strămoșul măștii aceleia cu cioc. Oricine mm. a văzut carnavalul venețian a văzut că sunt niște măști Se cu repetă. cioc. Vreau să spun că ciocul ăla era pus din rațiuni de teamă de răspândirea epidemiei. Mm. Și oamenii au trăit. Și noi trebuie să trăim, dar sunt niște reguli care trebuie respectate. Pe de o parte iar pe de altă parte, noi nu putem opri viața. Nu se poate opri educația. S-a oprit. Și nu se poate opri credința. S-a oprit. Oamenii au credință și se duc la biserică se la, noi, la noi. La mm noi -hmm. încă de când a început creștinarea acestui popor și suntem unul dintre popoarele care am început creștinarea foarte devreme. N-am fost creștinați de sus în jos și ideea asta la noi Adică a opri oamenii să meargă la școală față în față, fără să le spui că e o treabă temporară și fără să adaugi că învățământul online e o excepție care trebuie evitată de la un timp ca să ajungem la normalitate sau fără să le spui că nu se pot face interdicții în privința credinței. Au încercat comuniștii și a durat toată povestea din 48 până în 89 și s-a răzbunat lumea contra acestei interdicții. Interdicția de orice fel stârnește reacții adverse și oamenii devin rebeli, nu toți, o parte din societate. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa. Absolut. Și apropo de asta, nu putem vorbi doar despre România, sau că doar în România nu se respectă regulile. Și Germania, și Franța, Absolut. și Italia, și Anglia. Țări cu tradiții cu tradiție de ordine și mult mai mari Și așa mari, mai departe, cazurile au explorat. Apropo de asta, de frică și teamă, doi psihologi ce spun uh, dumnealor. Frica este un factor determinant în comportamentul uman. Frica determină comportamentul nostru în fața virusului. Ea explică de ce am stat cu mintea acasă, în timpul izolării, în primăvara anului, nu anului trecut, anul acesta. Teama de necunoscut, care nu este altceva decât un virus potențial mortal. Cu toate aceasta, această teamă s-a risipit oarecum odată cu debutul verii, pe măsură ce spitalele s-au golit. Dar ca și virusul, teama poate avea și un al doilea val și poate determina din nou comportamentul nostru, explică profesorii de psihologie socială, Frank Van Overkal și Alan Van Hill. Da. Uh, trăim cu teamă în fiecare zi și teama asta ne Poate ne-a trecut un pic pe perioada verii, dar acum a revenit. Pe de-o parte devenim temători și ne adaptăm regulilor, dar în același timp ne pierdem comportamentul social. Oamenii s-au luptat de-a lungul timpului pentru demnitatea lor și democrația a însemnat dobândirea demnității. Acum există primejdia de a redeveni o masă amorfă, o unii dintre noi. Alții, fără identitate. Alții, Fără identitate, supuși cu gândul că lumea merge și așa, fără să ne mai vedem, fără să ne mai educăm, fără să ne mai socializăm, dar, pe de altă parte, este și pericolul pe care îl vedem, mai ales în unele țări latine. De revoltă. Încep să iasă oamenii pe stradă. M Masele sunt, totuși, la un nivel de educație astăzi, nu mai sunt ca în secolul XV. Și revolta asta poate naște monștri. Prin urmare, regimurile politice care azi administrează lumea, eu nu le invidiez deloc, pentru că sunt într-o situație delicată. Dar măsurile pe care le iau, părerea mea e că trebuie gândite de 10 ori. Și nu-i de ajuns să vorbești la guvern cu miniștri și cu niște experți guvernamentali, ci e bine să consulți și alți factori din Dumneavoastră societate. Dumneavoastră, Academia Română a fost consultată în toată această perioadă? Noi, fără să fim consultați oficial, Știu dar am, am fost și consultați, ne-am dat cum să vă spun, expertiza. Nu ați participat dumneavoastră personal la vreo întrunire de nu. felul ăsta? Bun. Nu. Ne oprim uh, pentru o scurtă pauză de publicitate și după aceea continuăm discuția noastră cu președintele Academiei și discutăm despre ce s-a întâmplat în România și anume ce s-a întâmplat cu toate aceste măsuri, cu carantinarea. Ce se întâmplă cu alegerile acum? Pentru că văd că se închid toate, dar alegerile se vor face da. cu școlile și așa mai departe. Dar toate acestea după pauza publicitară. Continuăm emisiunea din această seară, A invitatul nostru, președintele Academiei Române, Iona Aurel Pop. Uh, domnule președinte, hai să vorbim un pic și despre, despre biserică. Ați avut un text, un text, a fost un fel de protest. Accesul în biserică este capital. Scriați atunci în preajma, înainte de da. Paște, era da. Am văzut și acum că în continuare sunt probleme, nu, pelerinajele nu se pot ține. Da. La Iași, uh, Sfânta Parascheva, au participat doar ieșenii, și într-un târziu câțiva oameni din țară care au venit. La fel s-a întâmplat și aici, la, la București. Ați văzut discursul, cuvântarea sau cum vreți să-i da. spuneți, un fel de protest al patriarhului Daniel. Da, eu am constatat că în biserici, în cimitire, nu se întâmplă mai multe acte. De indisciplină decât se întâmplă în sălile de jocuri, sau s-au întâmplat în vară pe litoral, sau se pot întâmpla în alte locuri colective, inclusiv la alegerile uh, politice. Și atunci mi s-a părut absurd să îmi fie interzis accesul de pildă la mormântul părinților mei, indiferent ce boală este. Uh, Într-un cimitir se pot face mormântări și se adună lume multă și nu e bine. Deci e bine să limităm, cum s-a și întâmplat dar să mă împiedice pe mine să pun o lumânare sau să aduc un buchet de flori la mormântul celor dragi pentru un român care are înrădăcinat cultul morților, e un lucru foarte grav. În biserici, aproape s-a încheiat, de fapt s-a încheiat pelerinajul de Sfântul Dumitru, Dimitrie cel nou patronul Bucureștilor. N-am văzut să se fi întâmplat lucruri busculade, extraordinare, gesturi antisociale, revolte Deosebite, care să facă lumea să se bulucească și să primească virusul unul de la altul. În biserică sunt niște oameni foarte ordonați. Unii dintre, dintre, dintre decidenți uită treaba asta. Biserica e o instituție ierarhizată, și cea catolică, și cea ortodoxă, și chiar unele biserici protestante. În biserică, preoții pot fi și soldați, între ghilimele, și pot păstra ordinea. S-a dovedit acest lucru. Nu s-au întâmplat, repet, în biserică lucruri fundamentale care să ne îndreptățească să spunem că biserica a răspândit molima. Asta e o problemă. A doua problemă este că credința și biserica nu sunt niște lucruri pur lumești, care să se, să se încadreze în demonstrații raționale, cum sunt sănătatea, școala. Biserica ține de esența noastră umană, de întrebările noastre fundamentale. Toți marii filozofi români autentici au fost religioși, uitați-vă de exemplu și la Lucian Blaga și la alții, prin urmare, explicația aderenței noastre la credință și la biserică ca popor și chiar explicația aderenței altor popoare nu trebuie pusă sub semnul întrebării. Eu nu pot lua decizii chiar sub masca obiectivității, nu? Un om politic trebuie să fie obiectiv. Când e vorba însă de credință și de biserică, e nevoie de foarte multă înțelepciune. Regimuri politice multe. În timpul Revoluției Franceze s-a interzis creștinismul în Franța și s-a instaurat culturațiunii. Cât a durat? Câțiva ani. S-a răzbunat soarta și biserica a revenit cu mai multă forță. La noi, regimul comunist, Albania a fost declarată primul stat ateu din lume. Și acum ai 70% musulmană, 30% creștină. Biserica. Deci și-a luat revanșa cum ar veni. Omul are nevoie de credință și are nevoie de manifestarea exterioară a credinței care se întâmplă în biserică cu slujitorii Domnului care se numesc preoți. Prin urmare, a atenta la acest lucru în condițiile în care acum 30 de ani regimul comunist a făcut acest lucru, nu e cel mai înțelept lucru de pe lume, chiar dacă avem pandemie. Discursul Patriarhului Daniel făcea trimitere tocmai la ceea ce s-a întâmplat, cred că în octombrie, nu? 1989. Exact, și spunea... 27 octombrie. Da, că puțin mai târziu, pentru că s-a întâmplat asta, a, a căzut comunismul. E da, biserica cu... a comentat acest lucru și a arătat că n-a fost nicio aluzie la vreun regim politic actual sau așa ceva. A fost o constatare și o aducere aminte. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române are o mare răspundere el este păstorul spiritual a aproape 90% dintre români 87% s-au declarat ortodoxi prin urmare nu e de glumit poporul român nu își manifestă credința întotdeauna cu efuziuni externe dar credința la noi de-a lungul timpului s-a dovedit salvatoare pentru această nație noi nu avem un cult ca sârbii cu cosovopolie cu, cu, cu um, păstrarea cum să spun, a credinței în fața libertății și cu cedări de genul ăsta. Am avut și cedări și victorie, dar credința e foarte profundă la poporul român, chiar și la cei care se duc la biserică numai de Crăciun și de Paști. Și repet, orice atentat asupra credinței poate să se întoarcă împotriva inițiatorilor. Uh, Curtea Constituțională a României a mânat pentru 18 noiembrie decizia privind legea care interzice referirea la identitatea de gen în școli. Stăți președintele Academiei Române, da. vreau să aflu dumneavoastră și să-mi explicați ce înseamnă asta. Deci, legea interzice în unitățile, instituții de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen. Înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași. Președintele Iohannis afirmă că legea sesizată la CCR contravine articolului 29 privind libertatea conștiinței din legea fundamentală. Da. În ultimii ani, după ce ne-am eliberat de constrângerile comuniste, cum se întâmplă de multe ori, unii dintre noi am căzut în extrema cealaltă ceea ce vă spuneam mai la început, legate, legat de anumite minorități. 2-3% din populație nu se declară nici femei, nici bărbați. Treaba asta e o constatare, există, oamenii aceia nu trebuie discriminați, dar să fac din asta, cum s-a întâmplat înainte, o chestiune teoretică, să o predau în școli, în universități e altceva. În universități sunt oameni majori, care pot discuta orice problemă cu responsabilitate. Să predau eu însă în școală ideea că sexul unui om nu este clar și că omul poate decide ce, ce, ce gen are, că nu sex. Sau alte treburi de, de genul nu, ăsta să, provoacă. să nu le spui el și ea, de fapt, că provoacă. aici e toată discuția, nu? Treaba asta provoacă o dezorientare în social. L-am auzit pe un om faimos care a declarat că lasă pe copilul lui să decidă la vârsta de 8-9 ani ce vrea să fie băiat sau fată, astea sunt lucruri marginale pe care noi le am unii dintre noi au vrut să le transforme în lucruri esențiale ca să tulbure și să dezorienteze societatea. Iar o societate în care nu există reguli clare și precise privind funcționarea ei și în care minoritățile își împun voința în fața majorității e o societate perdantă. Oare ne pregătim pentru sfârșitul istoriei, cum a zis Fukuyama? Că noi acum suntem în post, post, post modernism și am ajuns la o criză așa de mare încât lumea trebuie să se îndrepte încet spre cimitir. Adică cu toții să ne luăm pătura în spate să mergem spre cimitir. Lucrul ăsta e absurd. N-am decis noi oamenii când și cum s-a născut omenirea și nu putem decide noi sfârșitul lumii, dar pregătind asemenea lucruri prin care vrem să-i convingem pe oameni că nu sunt oameni, așa cum au fost ei lăsați de natură și de Dumnezeu, ci că pot fi ei înșiși demiurgi care să-și decidă soarta și să hotărască cum să facă copii în laborator, să spunem, e un lucru greșit, după părerea să mea. Să spunem că sunteți în școală la Brașov. Da. Da, ați făcut școala în Brașov, da. de ceul acolo. Da. Dacă ar veni cineva acum să ne întoarcem în timp și să vină să vă spună lucrul ăsta, cum le ați privi? Acum aveți maturitatea omului care a citit istorie, care trăiește într-un în plină globalizare, dar totuși să ne întoarcem în timp. Elevul Ion Aurel Pop din clasa Banca 3 de la Geam. Să vină cineva să... Sau să vină un coleg de-al să vă spună eu nu mai sunt eu, nu sunt nici el, nu sunt nici ea sau o colegă, eu sunt ce vreau eu. Pentru mine ar fi de neimaginat. Eu am făcut școli foarte bune, am avut șansa să fac școli foarte bune. Și școala generală, școala de cartier în Brașov și liceul care era cel mai bun liceu din Brașov, Andrei Șaguna, Colegiul Național. Vreau să vă spun că profesorii erau cu studii făcute, mulți dintre ei apucaseră epoca interbelică, niște oameni de o pregătire excepțională. Și în pofida faptului că unii și închipuie că în comunism eram cu toții troglodiți și, da. nu, și nu învățam nimic, vreau să vă spun că s-a învățat foarte serios și în liceu, din clasa 9 până în clasa 11 o odată pe trimestru, erau trei. Da. Acum am înțeles că sunt semestre, să încheie mediile numai de două ori. Atunci erau trei. Da. Trei trimestre. Că al patrulea era Cure. de vacanță. Da. Profesorul de biologie ne strângea pe noi băieții și ne explica ce înseamnă viața sexuală. Făcuse răm... noroc, răm botanic, deci toate, toate disciplinele astea, inclusiv biologie în clasa 12, -a, iar pe fete, dirigintele nostru care are șansa să fie încă în viață, sau eu am șansa că el să fie încă în mm -hmm. viață, dirigintele nostru le punea în grija unei doamne doctor care venea special și le explica deci, Domn dar dacă ar veni un nepol la dumneavoastră și v-ar spune uh, Tataie sau cum vreți, domnule președinte da. al Academiei Române, eu nu sunt nici el, nici ea, nu sunt băiat, nici fată. Ce a spune? După publicitate, nu? Trebuie să câștigați un pic <laughs> timp, să nu spuneți de la început. Da. Publicitate. Continuăm, continuăm discuția din această seară. Invitatul meu, președintele Academiei Române, domnul Ion Aurel Pop. Dacă ar veni un nepot, un nepot la dumneavoastră și v-ar spune că nu se consideră nici băiat, nici fată, ce i spune? Sper să nu se întâmple acest lucru. Am o nepoțică de doi ani jumate și să vă trăiesc. Mulțumesc, mulțumesc și copiii dumneavoastră și sigur că aș fi surprins, dar aș ști să explic care e rânduiala lumii? În Ardeal se vorbește mult de rânduială. Puneți ne uh, și noi aici. Popoarele fără rânduială nu pot duce lumea mai departe. Și rânduiala este asta. Sexul nu ți-l alegi singur. Sexul ți-l dă, dacă vreți științific, de la cuplarea celor două celule și viața intrauterină, femeie, uh, copiii se nasc băieți și fete. Că mai există excepții, pentru că toate sunt excepții. Nu avem decât să le gestionăm. Eu sunt de acord că suntem egali cu toții, chiar și unii dintre puținii oameni care, într-adevăr, au probleme cu identitatea de sex. Dar să vii, repet, să faci din asta o teorie, e greșit. Aș încerca să-l conving pe nepot sau pe nepoată care este această rânduială care este una firească de când există lumea. Sunt bărbați și femei care au dus lumea mai departe. Și astăzi eu sunt convins că majoritatea sunt bărbați și femei. Ni se bagă pe gât o teorie care vrea să transforme excepțiile în regulă, ceea ce e greșit și nu s-a reușit niciodată. Lumea în care trăim e superficială și lucrul ăsta prinde foarte tare. E adevărat. Nu vedeți că trăim din sloganuri, spun, că trăim adepți, din etichete Adepți ai libertății absolute Că se pune o etichetă aici la un capăt al exact. lumii, la un pol Și automat se pune în 24 de ore Cel mult și în celălalt capăt al Aici avea dreptate marele filozof Nice Filozoful german Nice care spunea Un popor incult e foarte ușor de manipulat Uitați-vă astăzi cât de ușor se trece prin școală Se trece foarte ușor prin școală Oamenii nu mai rețin în cel mai bun computer, care este creierul omenesc aproape nimic, sunt tabula rasa și atunci sunt foarte ușor de manipulat. E foarte ușor pentru un om care n-a învățat la școală bazele acestor reguli despre care vorbesc eu să creadă. Că e o normalitate ceea ce îi se prezintă ca normalitate, dar nu e. Și atunci eu de aia pledez pentru o educație foarte serioasă, pentru ca deciziile pe care le luăm să le luăm cu cunoștință de cauză, să nu supunem majoritatea oamenilor unor reguli care nu se potrivesc majorității. Total cu de acord cu dumneavoastră. Sunt puțini cei care știu, pentru că nu au timp să citească, dar cred că există și acum pe site-ul Academiei Române. România în și după pandemie. E o practic o cercetare făcută de, da. de oameni importanți ai Academiei absolut, Române. Absolut. Despre ce se întâmplă în România, oportunități, se vorbește de la cultură până la agricultură. Iertată să-mi fie comparația, n-am avut altă rimă. E un document pe care l-am citit. Și eu accept, eu accept, aștept în continuare la Academia Română și la noastră câteva lucruri esențiale. Unu, cel legat de școală, nu putem ca noi să fim altfel decât toți ceilalți. Și să ne bazăm pe educația semafor, roșu, galben, verde, domnule profesor, domnule academician, domnule președinte. Dați-mi voie că sunt trei lucruri. Adică peste tot în lume, Irlanda este o țară închisă, dar se face școală. Nu știu dacă e bine. Acum ar putea să se schimbe lucrurile, pentru că în fiecare zi și oms ul schimbă. Vorbea de purtarea măștii doar pentru cei bolnavi. Să pregătiți filmulețul ăla cu Ministrul Sănătății, odată peste tot în lume, lumea merge la școală sau nu merge și sunt câteva lucruri clare. E copilul, are simptome, stă acasă și eventual cel care a stat în bancă cu el stă și la acasă. Noi suntem pe semaforul galben, verde și albastru, suntem singura țară care funcționăm pe 3 la mie și din cauza asta sunt închise restaurante, da. săli de concerte și așa mai departe. De ce noi suntem altfel? Știți cum e ca la noi, la nimeni. Și trei, dacă nu pentru restaurante, cu toate că face parte din uh, economia României și aveți un capitol important legat de economia României, da. de oportunități pentru economie, eu, președintele Academiei, dar și eu, Marius Tuc, aici pot, mă bat și o să mă bat întotdeauna ca teatrele să fie deschise. Pentru că în teatru se duce omul cu masca, e distanță între rânduri, între oameni. Și aș accept, aștepta de la Academia, nu vă certam, vă dați seama că nu e vorba da. despre asta, Academia să se bată pentru actori și pentru teatre și pentru stările de spectacol. Să fie deschise. Dar de la, la nu este altfel, domnule președinte. Deci Academia se bate pentru normalitate, să știți, și încearcă. Din păcate o parte a elitei societății civile, care nu este pregătită din punct de vedere al erudiției, al științei, că nu trebuie să avem numai savanți, consideră că Academia este o, un fel de societate savantă în care discută niște bătrânei anumite lucruri din greșit, când în total când, greșit. ceea ce e total greșit și vă spun de ce. Academia română are oameni academicieni care sunt somități în domeniile lor și sunt întregi la trup și la minte, majoritatea. Pe de o parte. Pe de altă parte, Academia are circa 70 de institute, centre colective de cercetare răspândite în toată țara, majoritatea concentrate în București, de la Institut de Virusologie și Biologie Celulară, Institut de Chimie, de Matematică De, de... Istorie, de toate sunt la... Deci toate domeniile Deci sunt, sunt cercetători cu minți extraordinare Am făcut Da, și o să vină tinerii să -i să mă lase moșii ăștia în pace exact. al Ceea nostru, ce e o greșeală, pentru că ne străduim să întinerim Avem cercetători tineri Care lucrează, cum da. să vă spun Cu elita mondială într-un domeniu Și care pot da Soluții deosebite și am încercat în timpul pandemiei să arătăm cam cum ar fi bine să se întâmple sau ce se întâmplă în economie, în, în viața socială, în învățământ, în educație, în cercetare și ce implicații sunt acum și ce implicații, implicații s-ar putea să fie în viitor dacă ne închipuim unii dintre noi că putem întrerupe toată viața. Noi nu putem întrerupe viața. Scăpăm de pandemie și murim de foame, cum au mai spus alții. Deci trebuie să continuăm viața în limitele în care trăim. Unii spun că va dura toată povestea asta încă un an jumate, doi. Și că abia după aia vom putea intra în normalitate. În tot acest interval de timp, dacă actorii devin șomeri, dacă profesorii predau online, care predau, dacă medicii se, se înspăimântă și unii dintre ei care sunt mai slabi de îngeri și care... Au înțeles în felul lor jurământului Hipocrat să retrag și își cer pensionarea, sau alții își cer să lucreze altminte decât cu bolnavul propriu-zis, o să ajungem la sapă de lemn. E anormal. Noi trebuie să convingem lumea că, în condițiile date, trebuie să mergem înainte în toate domeniile, respectând niște reguli. Eu nu cred că elevii, asta este însă o constatare personală, nu pe bază de experiment. Se îmbolnăvesc în clasă cât sunt unul lângă altul. Dacă respectă niște reguli. Însă, elevii sunt copii. Și când ies din clasă, se pot, uh, socializează cu adulți, cu... dar și copiii care nu merg la școală, credeți-mă, după masa trebuie lăsați în curte la bloc. Nu poți să stai lângă ei. Se uh, acționează unii cu alții, se ating, uh, se mângâie, se lovesc. Domn se... profesor, eu cred că explozia asta de cazuri peste tot în Europa și în România pleacă de la școli. E posibil. E tată să fie. Pentru că, din altă parte, nu are unde. Pentru da. că asta a fost în perioada verii, a fost ok, copiii au fost în vacanță. Da. Și ceea ce spuneau mulți aici, printre care și profesorul Cercer, ce a fost hulit atunci, uh, vorbea despre. Nu, hai să spunem, nu izolarea, separarea, chiar dacă e vorba de apartamente destul de mici pentru cei da. mai mulți dintre români, în uh, separarea copiilor de părinți și bunici. E foarte greu de făcut. Dar se pare că ea era esențială. Și probabil că se vor închide școlile de aici înainte. Credeți că România este o colonie? Nu cred că e o colonie în sensul clasic, dar a devenit dependentă prea mult de exterior. Lucru care nu se potrivește cu ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte și spuneam și eu că globalizarea asta nu e perfectă. Și într-o societate globală, probabil că. Ceea ce se întâmplă azi în România, dacă ar fi peste tot așa, ar fi firesc. Se răzbună, cum să vă spun eu, ideea, ideea asta identitară. Dacă eu mă duc acum ca președinte al Academiei și spun că România este o țară bogată, dar săracă în același timp. Unii o să zică că vorbește ca Octavian Goga. Săraca țară bogată. Săraca țară bogată. Sau munții noștri au poartă. O țară tristă plină de omor. Exact. Dar vreau uh, să vă spun un lucru. Vă rog. România a lăsat prea mult hățurile din mâinile proprii în mâinile altora. Și treaba asta a condus la foarte multe disfuncționalități. Restituirea proprietăților. Proprietatea a fost declarată prin Constituții, nu numai la noi, sfântă și inviolabilă. Cele mai multe țări care au experiență democratică de vreo 200 de ani, nu ca noi, au înlocuit expresia. Sfânt și inviolabil, nu. Proprietatea e un lucru omenesc și e tangibilă. În evul mediu, dacă un om nu intra în posesia unei moșii care era proprietatea lui vreme de 30 de ani, o pierdea. Ai carte, ai parte. Mulți vorbesc despre carte gândindu-se la școală. Ai carte, ai parte. Înseamnă ai și document? Bine că vine, e vorba de document legat de pământ. Nu mai ai documente, n-ai pământ. Noi am exagerat și în Transilvania s-au petrecut din acest punct de vedere niște lucruri despre care nu o să vorbim astăzi, poate cu altă Avem ocazie. Timp. Cred că ne întâlnim măcar o dată da. la Apă Lună să discutăm. Uh, Îmi dau seama din ce vorbeați și citind, știind că veniți la emisiune, cât de important este mai ales în vremurile astea rolul Academiei Române. Da, eu plenez. Dar vorbim despre asta, iertați-mă că ne împing da. pe scări. Da. Fostul dumneavoastră coleg, v-ați întâlnit mai devreme cu el, dacă nu dăm publicitatea. Da. Eu, în această seară, vă las să, termina, să vă terminați ideea. Vorbeam despre da, rol, de academie. rolul Academiei în vremurile astea. Sigur că eu trebuie să fiu cel mai bun avocat, dar o fac din convingere. Sunteți foarte buni. Eu înțești. am fost ales în Academia Română la 45 de ani și firește că a fost o excepție și m-am legat de această instituție cumva printr-un cordon umbilical și am început să o cunosc înainte de a fi președinte. Am rămas impresionat de personalitățile care sunt de felul lor de a fi, de la mari scriitori. Am avut șansa să stau de vorbă cu Augustin Buzura, cu, ca să-i pomenesc pe cei trecuți în lumea de dincolo, că se supără cei care mm -hmm. sunt în viață, și mari chimiști, mari matematicieni, fizicieni. Academia Română e o excepție în raport cu alte academii. Multe academii s-au înființat ca societăți savante, să aibă un rol în știință, în literatură. Academia Română s-a înființat încă din 1866 în miezul societății, ea a avut menirea să unească din punct de vedere cultural o națiune dezbinată și să-i facă niște reguli științifice și culturale. Și vreau să vă spun că în ciuda unor agresiuni puternice la adresa Academiei, nu numai, nu de acum, Academia și-a îndeplinit rolul. A fost în pericol de moarte de două ori în 1948 când au vrut să o desfințeze, de complet și când 100 și ceva de academicieni au fost scoși din Academie, Lucian Blaga, generația asta mare, iar unii au fost închiși, mulți, câteva zeci și 90 10 dintre ei au murit în închisoare. Mm. Și al doilea pericol de moarte a fost între 1974 și 1989, când Academia n-a mai avut voie să primească niciun membru cu speranța regimului comunist că o se va stinge biologic. De la sine, da. Deci Academia în acești 30 de ani a încercat să fie prezentă în societate și să își aducă a ei contribuție. N-a reușit întotdeauna, că e instituție omenească și oamenii sunt supuși greșelii. De aia trebuie tratată însă cu, cu, mare respect, pentru că Academia Română nu e o persoană sau două. E o mare instituție Suntem națională. Suntem dezbinați rău de tot, domnule președinte. Da, e adevărat. De ce? Care este motivul dezbinării naționale? Uh, Octavian Paler vorbea despre războiul român român Da, noi aici, eu nu sunt de acord cu psihologia popoarelor, dar în cazul ăsta special, România au un fel de a fi uh, și miștocar și de, de, a, de a se disprețui unii pe alții, de a se înjosi A noastră, psihologia câteodată... a poporului român a cum o celebra e, cum să nu. Cartea lui Dreghicescu Am citit și mai multe stema... Sunt de acolo, nu? Și avem una nu recentă, vrea să nimic. Avem una recentă a unui coleg de-al meu, rectorul actual al Universității din Cluj, care constată același lucru. Nu avem spirit de solidaritate colectivă. Suntem individualiști, câteodată ne lăudăm cu solidaritate, dar nu o punem în practică. Și sunt momente în istorie, inclusiv acum, când ne-ar trebui o solidaritate. Ea nu poate fi perfectă, nici 100%, dar ne-ar trebui o anumită coeziune în numele unei identități pe care ne-am construit-o noi înșine și cu care am răzbit în lume. V-ați regăsit în psihologia lui Draghicescu? Mai ales cred că înainte de 89 nu se tipărea să se tipărească. Se... Noi am învățat despre ea, da. că profesorii noștri v-am spus și eram da, studenți, eram maturi, dar eu m-am regăsit în parte, firește. În parte. Și în ce măsură s-a schimbat? Care sunt tarele care au apărut în 30 de ani de Libertate și democrație? Păi vreau să vă spun că regimul, regimul comunist a adâncit anumite tare, mm -hmm. ne-a făcut, ne făcut să fim mai suspicioși unii față de alții, mai ascunși, mai um, duplicitari și și delaționiști. Să și ne după, părâm, 90? după 90, lucrurile, chiar dacă pare paradoxal, au continuat uneori la o scară și mai mare, pentru că unii au înțeles libertatea ca liber arbitru, mm. libertatea de a face rău de pildă aproape lui tău. Asta e o greșeală. Dacă ați vedea pe cineva pe stradă fără mască, vă ați duce să-l reclamați, să sunat la poliție? Nu m-aș duce să-l reclam, dar poate i-aș atrage atenția. Vreau să vă spun că am umblat, eu umblu pe stradă, ca persoană privată, incognito, nu mă interesează, mai ales că acum masca -am te acoperă. am că sunteți unul dintre valahii Păi normal, toți umblăm ca persoană fizică, privată, nu umblăm altfel. Nu, nu, dar sunt demnitari și pe mine mă încadrează unii în... la demnitari. A, cu mașină, umbul, cu, cu mașină. girofar, cu nu Nu, știu nu ce. cu girofar, în mașină, nu-mi place să umblu în mașină. Mm -hmm. Dacă pot să mă duc pe jos, mă duc pe și? jos. Și vreau să vă spun că, poate de acum mai ales, am văzut în București în general oameni cu mască. Am fost cu da. metrou. Mi se am în în penis să poți mască în spații libere în care am nu Am fost cu nimeni. metrou și n-am văzut pe nimeni fără mască. În metrou, da, și în spațiile la aglomerare. Haideți să vedeți ce spunea nelutătarul Ministrul Sănătății despre mască, apropo de asta. Da. Să plecăm de la o premisă pe care trebuie să știe toată lumea. Masca nu o poartă omul sănătos. Masca o poartă omul bolnav, da? Pentru a nu disemina. Masca portată de omul sănătos poate face mai mult rău decât bine. Aici aveți dreptate, și are, în spații nu am deschise. Dreptate, spații deschise. În spații deschise, nici eu nu cred că se justifică. Dar chiar azi am văzut un studiu, nu știu cât e de real. Care? Ce orice studiu? lucru trebuie verificat? Care? Avantajele uh, 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 apărării prin mască. Uh, nu de... ai liber pe străzi nu, unde. Aer aer liber, nu era vorba de spații aglomerate mai altceva. Interioare, interioare. Sunt de acord că în spațiile interioare și aglomerate. Uh, eu în continuare mă lupt pentru teatră și o să mă lupt că mi se pare o este absurd. Astăzi l-am văzut pe prefectul Capitalei, nou prefect al Capitalei, că pe vechiul știți, da, Gamița de Andanache, care vorbea despre care era la cumpărător săracu da. și nu știa care era rata de infectare și nu știu da. ce. A spus că o să începe să carantineze, da. să dea Dumnezeu sănătate anumite zone din București. Păi de mâine să nu mai fie prefectul Capitalei. Cum adică? Nu există nicăieri în S-a în Occident și au fost revolte. Da, da, eu tâmpenia asta, cum să carantinez anumite zone din capitală? Da, mi să vă spun ceva Dar de fiecare deștept care vine într-o funcție dintre asta are idei. De -aia vă spun, mai bine să ne consultăm, să gândim de 10 ori și să vorbim o dată. Asta nu se înțelege Nu înțelegeți mea. că nu există nicio, nicio, consultare? Și că sunt câțiva Greșit. oameni care hotărăsc pentru toată lumea? Inclusiv în Germania, Franța, Italia, să iau unii după alții? și am ajuns greșit. în același loc al carantinării. Franța anunță în seara asta prima curând că închide tot. Germania a anunțat, Italia se închide la șase, de aici revoltele. Dați-mi voie să, om. să fac o pledoarie în ideea dumneavoastră pentru artiști și pentru teatre. Teatrul nu e un moft. Teatrul e un fel de a trăi viața de 2500 de ani, de la Eschil, Sofocle și Euripide. Lumea prin teatru, o să spuneți, nu, dar acum... Un dobitoc a spus că este un lux teatru. Nu. Acum lumea... Vă dau citatul complet. Teatru este o desfătare spirituală, dar în același timp o necesitate spirituală și da. fac apel la autorităților să lase teatrele cu 50 de oameni izolați, cu purtatul măști, să-i lase pe actori. V-am dat teatru, vi păziți. Dacă actorii nu ne mai fac să plângem și să râdem, ne pierdem, cum să vă spun, esența de oameni sunteți împotriva școlii prin Zoom, educație făcută Consider că e o necesitate pe, în momente absolut critice, dar nu e o realitate cu care să ne mândrim pentru viitor, cum văd că e se adevărat. întâmplă acum. Mai am 30 de întrebări, ce facem cu ele? Le lăsăm <laughs> pentru data viitoare și faceți promisiunea că o să veniți într o emisiune Sfac specială. Și să sperăm că să timpul vorbim. va avea răbdare cu noi și că vom vorbi și după pandemie de bine. Păi când 2023 se termină, publicitate și după aceea am 10 întrebări la care v-aș ruga să răspundeți pe scurt, pentru că e păcat. E vorba de limba română. Tocmai am scos o carte și aș vrea data viitoare să o aduce să vorbim despre ea. Sunteți un apărător da. a limbii române. Publicitatea. Întrebare pentru domnul președinte. Pe lângă alea 100, mai primești și de la, de la fani. Înainte de a muri, Solomon Marcus spunea într-un interviu că lucrează la un nou model educațional. Ar fi preocupat Academia să prea să definitiveze acest model în ideea în care învățământul are clar nevoie de ieșirea din rutinele care învață pe elevi, în principal doar să memoreze, nu să și raționeze? Da, Academia e dispusă și nu numai că e dispusă, lucrează în acest sens. E adevărat că pandemia ne-a întrerupt un pic, că voiam să facem și o conferință cu deci în cadrul Academiei. Asta. Cum să nu? Și mesajul domnului academician, Dumnezeu să-l odihnească în pace, e unul extraordinar. Cât de importantă este limba română pentru noi toți? A apărut o carte acum 10 zile la dumneavoastră, vechi asupra limbii române. Eu am răsfăuit-o, nu pot să spun că am citit-o în integralitatea ei, dar e, e, despre limba română și e importantă pentru noi toți limba română, având în vedere că toți cei care sunt la putere sau și în opoziție vorbesc prost limba română. Ba chiar a spune asta în alfabeți. Îmi cer scuze pentru inconvenient. Dar limba trebuie apărată ca orice bun cultural și sunt adeptul acestei apărări a limbii, în schimb sunt un fan al graiurilor și dialectelor. Astea trebuie să le păstrăm. Ne plac regionalismul, ne plac ele ducele. Ele fac farme cu limbii. Dar nu este permis la o televiziune unde se vorbește limba literară să ne batem joc de limbă. Uh, e o întrebare, trebuie să cumva să vă deconspir, pe care mi-a sugerat dumneavoastră. A fost Mihai Viteazul un erou sau condotier? Eu am căutat în dex ce înseamnă condotier, în ce scuze, la Caracal n-a ajuns cuvântul <laughs> și m-am gândit nicio clipă că n-ar fi erou Mihai Viteazul. Da, dar sunt destui care l-au condamnat pe nedrept, pentru că Mihai Viteazu a fost un om al vremii sale, dar deasupra oamenilor obișnuiți și a construit o lume. El n-a unit cele trei țări ca să construiască România, că era prematur, dar a dat un exemplu și întâmplarea a făcut ca peste 200-300 de ani, când s-a făcut România, s-a făcut aproape exact cum a făcut-o Mihai Viteazu, ceea ce nu e puțin lucru. Păi, asta e extraordinar. Contotier e un fel de mercenar, ca Mercenar să... plătit, dar nu plătit e adevărat. Care e, deci noi adevărat. Mihai Vitează a avut conștiința că apără creștinătatea și țara da, da, a lui. a fost vizionar, domnule profesor, lui, da. una peste alta făcând ceea ce a făcut, absolut, da? Absolut. ce înseamnă să fii patriot în secolul 21? În România secolului 21. Mai înseamnă ceva ideea de patriotism? înseamnă să crezi în patria adică în locul în care s-au născut părinții tăi bunicii tăi și dacă nu credem în asta în ce o să mai credem? Uitați-vă la românii din străinătate. Se întorc cu dragoste la locul nașterii lor. Majoritatea. Cine a făurit România? România. Cine a făurit? România a făurit-o românii. Cogăliceanu zicea Unirea națiunii a făcut-o și prin unire s-a făcut România. Dar să știți că am avut nevoie de elite. Fără elite nu se putea face România. Și din fericire pentru noi, cel puțin între 1848 și 1908 am avut niște elite impecabile. Azi mai avem elite? Și dacă avem, la ce ne folosesc? Mai avem elite cu numele de elită, dar elitele reale nu sunt ascultate și nu au întotdeauna influență în societate, iar elitele care au influență sunt false elite, după părerea. Am auzit de sute ori despre români Că sunt trădători. Am auzit chiar expresia neam de trădători. Suntem trădători? Nu. No. Numai că avem șans, neșansa să fim o țară mică, un popor relativ mic față de imensitatea altora și atunci plierile noastre istorice, schimbarea de alianțe se cheamă trădare, la alții se cheamă adaptare la realitate. Eu vă dau exemple de popoare care au trădat, între ghilimele, adică au ieșit dintr-o alianță fără să aibă justificări neapărat și au intrat în alta și n-au pățit nimic, n-au fost condamnate drept trădătoare. Uh, comunismul a făcut în Europa și în lume milioane și milioane de victime și în toată lumea, de fapt. Uh, nu ar trebui în România un muzeu al comunismului? Sigur, eu m-am mirat teribil că toate așa zisele monumente ale comunismului s-au risipit în dreapta și în stânga, în anumite țări din jurul nostru, tot comuniste. Nu numai că au făcut muzee, dar au câștigat o groază de bani de pe urma lor. Nu avem cultul eroilor, din păcate, domnule președinte, domnule profesor. Da, avem o zi a eroilor, dar nu avem cultul eroilor. Nu, nu ne avem prețuim. cultul celor care au avut de suferit Așa în acești 50 de ani și pe care nu i-a dezgropat nimeni. Îi dezgropa acum, după 80 de ani. Dar vom discuta despre da. asta. Ca istoric, ce ne puteți spune despre Revoluția din decembrie 89? Ce a fost? Revoluție? Revoltă populară? Sau o lovitură de stat. Și mai am și o întrebare ajutătoare. Mm. Sau au fost din toate câte puțin. Sau au fost toate la un loc. Da, asta am vrut să vă spun. Dintr-un anumit punct de vedere a fost o lovitură de stat, pentru că un grup restrâns a pregătit schimbarea de dinainte, dar pentru cei care au participat pe stradă. Și eu am fost unul. Se un vede că ați făcut din... școala cu Cristoiu la Cluj. Pentru. Da, da, am făcut și la Brașov. <laughs> și m-am nimerit în Brașov în timpul revoluției și să știți că am văzut muncitorii venind mm. cu entuziasm, crezând că ei schimbă lumea. Asta nu se poate șterge. Corect. Uh, au trecut 30 de ani de la, e o, întrebare capcană, puteți să răspundeți, să spuneți că nu răspund acum data viitoare. Au trecut 31 de ani la Revoluție. Vă puteți zisca să-l catalogați, să-l caracterizați subiectiv rece, obiectiv rece nepătinitor pe Nicolae Ceaușescu în istoria României și a lumii? Haideți că răspuneți data viitoare. Mai bine nu să vreau vă răspund să... data viitoare. Dacă să și pregătim răspunsul. Dar vreau să vă spun că eu nu sunt unul dintre nostalgici. Dar nu e vorba despre nostalgie. Vă dați seama că nu de asta era întrebarea. Da. Uh, Băsta Matei Corvin, a, legătura lui cu românii, că se tot vorbește, că a fost mai mult... Uh, da, sigur. El s-a născut din mamă maghiară. Și din tată român, Ian cu mm. Și Ce? Cum se consideră, a apropo, de asta? De Fiind regele Ungariei, se consideram în primul rând, maghiar. Dar mm. să știți că n-a ajuns. Lumea avea Deci sentimenti... Mama trebuie să fie, adică mama dă. Mama de. limba, limba nu-i paternă, limba-i maternă. A, ah, deci mama dă. A fiecăruia. Dar vreau să vă spun un lucru. De două ori în viață, regele, și o să revenim că da, a, da, -a da, domnit 32 de ani, de două ori în viață a fost acuzat că este. Valahorum Regulus, adică crăișorul românilor de dușmanii lui care îi cunoșteau o bârșia. Da, spuneți-mi vă rog dacă Socrate avea un, ar avea un canal YouTube, da? care, ce postare ați vedea interesantă făcută de Socrate pe YouTube? <laughs> Trebuie oamenii, oamenii sunt statui pentru noi, sunt legende, dar până la urmă au fost oamenii carne și oase. Socrate n-a lăsat În... Vorbim de personaje aici că da, vorbim și de personaje, până la urmă care au devenit pentru noi eroi care au avut viață. Știți că se duc se duc la unde la Verona, cred că e la, la balconul Romeo și Julieta, care de fapt nu -i original. Păi, în, e, e original. sunt în adevărat și nu știu, erau niște personaje de un roman da. și toți cred Dar mă rog, intrăm în, nu mai avem timp. Deci e deci, Socrate. Socrate a fost un educator în primul mm -hmm. rând un mentor pentru tineri și el voia să facă prin ei o societate ate ateniană Bun. ideală. Aveți un minut un discurs pe YouTube al lui Socrate. <laughs> Tinerii <laughs> trebuie educați din punctul de vedere al frumuseții, și că să ieșim cu, cu Socrate, și sufletului omenesc. Asta a fost ideea lui, educația trebuie să cuprindă totul, ca un tot unitar și ar fost și acuzat. Vreți să vă stric seara? Nu mi-e frică de 5G. Dar discutăm despre asta data viitoare. Mulțumesc mult, domnule profesor. M-ați luat într-o avalanșă, dar, mă rog, Știu, sper că dacă, măcar în parte dacă, am făcut dacă. față. Costi Mocanu și Felix Străghici și la emisiunea Știu. Noi ne vedem mâine la o ediție specială. O să vină Dan Bidman ca să rezolvăm problema pandemiei, în general, pentru că el a aruncat în aer problema pandemiei, a epidemiei. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.